trebuie să mulțumim celui de sus că ne-a permis ca după 45 de ani să ne unim într-o sfântă amintire, putem să spunem, aici, împrejurul domnului Pintilie, care ne-a adunat pe toți aici, cei care mai suntem și cei care nu mai sunt, sigur sunt cu noi aici, pentru că îi simțim. Emoția mea este mare pentru că domnul Pintilie pentru mine a însemnat enorm, adică m-a format, m-a redat, m-a dat cinematografiei. De fapt, dânsul m-a descoperit și cariera mea în cinematografie a început datorită dânsului și sunt recunoscătoare până în ziua de azi, pentru că de multe ori când lumea nu știe exact cine sunt, eu spun, eu sunt fata aia din Reconstituirea care eram sus cu subco și cu aparatul de radio. Am văzut filmul Reconstituirea ieri și am avut, bineînțeles, răbdarea să-l văd de la cap la coadă cu foarte multă atenție și pot să spun cu mâna pe suflet și sper să nu fiu subiectivă din nou, că acest film într-adevăr are o mare valoare. Este un film excepțional, făcut la o manieră nemaipomenită. Domnul Pintilie îl consider un geniu și mă bucur din tot sufletul că suntem împreună cu Mihăiță și cu Căitan, noi cei care am debutat și am intrat în viața filmului datorită domnului Pintilie și dumnealui, trebuie să-i fim recunoscători până când o să trecem dincolo și poate și dincolo. Deci am avut acest mare dar de la Dumnezeu să fim împreună cu domnul Pintilie astăzi. Eu sunt foarte bucuroasă și încă o dată spun tuturor că domnul Pintilie este într-adevăr un mare cineast. Poate că nu a avut recunoașterea care ar fi meritat-o. Eu îi doresc încă o dată la mulți ani, sănătate multă și să ne vedem și peste 20 de ani.